Bună ziua, dragi viitorii sportului, suntem în direct în studio și l-am ca invitat pe colegul meu, Ovidiu Ianițoaia. Bună ziua! Bună ziua! Pentru că astăzi la Cluj se desfășoară un meci foarte, foarte interesant, mai ales în această perioadă de secetă. Un meci România-Ungaria, dacă îi vreți să-i spuneți așa, Marica versus Ana. Domnule Ovidiu, ce ne puteți spune despre acest meci? Bună ziua, dragi ascultători, bună ziua ție. Sursele spun că Marica a încercat un astfel de meci și cu soția sa, dar acesta i-a arătat cartonașul roșu și a fost nevoit să se antreneze singur acasă, adică să-și dea mai multe autogoluri. Știți cum se zice, tu centrezi, tu dai cu cap. De asta revenim la meciul nostru. Se pare că Marica deja se află pe teren, adică la hotelul Grand Hotel din Cluj. Hai, Marica, suntem mândri de tine, dă-i să sară. Domnilor și domnilor, avem desigur confirmarea audio, iar noi o să comentăm meciul de aici, din studio. Din ce am auzit în cască, arbitrul deja a fluierat lovitura de începere, adică a băgat cheia în ușă. Domnule Ionițaia, cum ți s-a părut Marica în această perioadă? Din ce am înțeles, venea după un cantonament bun cu soția. Deci cel mai probabil era foarte dornic să înscrie. După cum am văzut și în postarea de pe Facebook, este foarte hotărât și e un mare patriot care vrea să țină steagul sus și să ne reprezinte. În postarea de pe Facebook am mai menționat, înainte să încep ceva, gândește-te cum termini. Mare om, mare gândire, ceea ce înseamnă că deja și-a făcut strategia de penetrare a apărării adverse. Dar pe teren a sosit și Ana, adversarul lui, da. Meciul deja a început pentru că pe teren a sosit Ana și Marica deja a intrat în forță în terenul advers. Intră prin alunecare acolo, dar Hens a pus mâna, din păcate. Băiatule, bă. Domnilor și domnilor, încă un contraatac din partea lui Ciprian, care este deja în careu, driblează apărarea și este în fața porții și incredibil ce ratare, Marica cu poarta goală, a ratat fix la intrare. Hai, Marica, te susținem. Totuși, bravo, Ana, pentru defensiva de nepătruns, a apărat două mingi dintr-o dată. Doamnelor și domnilor, în momentul acesta se pare că avem două mingi în teren, nu știm dacă sunt ale lui Ciprian sau ale Anei, dar nu contează, meciul continuă cu Marica în atac din nou. Desigur, Marica din nou în atac, de data asta pare mai hotărât. Marica iese în fața porții și... gol! Bravo, băi, băiatule, băi, până și Ana geme de fericire. Bravo, Marica, te-ai înscris. Da, trebuie să recunoaștem cu acest... Ai înscris bine, nu te-ai înscris. Da, bravo, felicitări, Marica, trebuie să recunoaștem că cu acest gol l-ai făcut până și pe Borcea gelos. Desigur, să ne amintim, doamnelor și domnilor, că Marica susținea că în acest meci nu a plecat niciodată capul, tot timpul l-a ținut sus. Da, doamnelor și domnilor, dacă ați deschis mai târziu televizorul, meciul încă se joacă, da, avem încă deja 4 ore de când transmitem în direct, de necrezut ce condiție fizică are Marica, care până acum nu rezista nici 90 de minute la un meci normal, dar na, să vedeți ce poate să facă motivația din nou. Doamnelor și domnilor, incredibilă forma acestor jucători și Marica intră din nou în acțiune și Marica înscrie cu capul gol! Și desigur la capul gol. Da, la capul gol, cu capul gol de pe omeni, pentru că se pare că nu știe ce l-așteaptă când ajunge acasă la București. Se pare că pe teren incredibil intră un alt jucător. Fain la Cluj. Incredibil, soțul Anei, adică preparatorul fizic al ei, cel care o ține în formă câte două ore. Îmi cer scuze că nu-ți dau atâta, numai două, trei am putut în viața mea. Și se pare că el este foarte hotărât și incredibil, cântă imnul meciului. Ano, zorile se varsă, lasă-l pe el, hai acasă. Incredibil, se pare că și el are un telefon mobil și intră spre Marica prin alunecare cu talpa în față și se pare că, vai, Marica, a fost faul, incredibil. Ce faul urât, ce păcat de acest meci. Ce faul urât, doamnelor și domnilor. Vai, Marica este la pământ, așteaptă targa să fie ridicat de acolo. Ce păcat după acest meci incredibil făcut de acest fotbalist. Din păcate, știți cum se spune, ai n-ai minge, dai la poartă, ai n-ai femeie, dai la alta. No. Totuși, pare că Marica este fair play și a făcut totuși schimb de tricouri cu Ana. Adică, mai bine zis, schimb de prosoape. Acesta a fost meciul, domnilor și domnilor. Sperăm că Marica o să-și revină după această accidentare, pentru că așteptăm cu mare interes returul lui la București. Aveți legătura în studio. Mulțumim pentru transmisie. Salutare, oameni dragi! Dacă ați ajuns până aici, înseamnă că v-a plăcut. Mulțumim!
Desigur, nu uitați să vă abonați pe YouTube, Facebook și Instagram, suntem pe toate trei platformele și mulțumiri speciale celor care ne susțin pe Patreon sau cumpără hainele noastre, merch-ul nostru de pe t-shirtfactory.ro. Apreciem foarte mult, ne ajută incredibil de tare, mulțumim!